A fost chiar, a profesat în Galați un timp. La Viața Liberă, nu? Viața Liberă, a fost, da, a fost jurnalist la Viața Liberă o vreme, sau chiar a făcut o, a încercat să facă un fel de școală de reportaj aici. O idee foarte bună, nu știu exact dacă ea s-a și concretizat cumva. Însă, din punctul meu de vedere, Viorel Ilișoi este, este unul dintre cei mai buni jurnaliști de, de reportaj din țară. Nu, ci cel mai bun din punctul meu de vedere. El scrie mai degrabă... Reportajul este, este la granița dintre literatură și, și gazetărie și jurnalism. Iar la Ilișoia spune că este mai degrabă literatură decât, da, decât jurnalism, deși el nu, nu eludează niciun, nicio regulă a, a reportajului de presă, la fel cum nu eludează nicio regulă a reportajului literar. Reușește să le îmbine pe cele două, tocmai de asta este spectaculos. În momentul de față, cred că scrie pentru un site, Press One, știe, se descurcă el acolo, oricum îi găsiți textele pe blog. Chiar o, o parte din textele publicate în cartea asta, cele mai frumoase reportaje, înțeleg că pregătește și o a doua. Și o a doua, și mai frumoasele reportaje. Și mai frumoasele reportaje, pentru că din punctul meu de vedere, în cartea asta nu sunt cele mai frumoase reportaje ale lui Viorel Ilișoi. Da, asta o știm numai noi, da, și eu. Dar are într-adevăr altele care, deși pare greu, sunt și mai, sunt și mai, da, frumoase și mai frumoase. Da. Cel puțin strălucitor pentru mine este o capodoperă. Strălucitor este într-adevăr un, un cui bătut în cerceveaua, da, jurnalismului de astăzi și toată lumea trebuie să se uite acolo. Și nu doar al jurnalismului, cred că oamenii, oamenii amatori de povești, că în esență ce face lectura, literatura, ne servește niște povești, da, contra unui efort minim, acela de a urmări cu privirea niște rânduri scrise. Viorel Ilișoi știe să, să găsească poveștile astea și să, și le, să le și spună într-un fel. O să citesc un, o bucată dintr-un reportaj mai puțin cunoscut, sau mă rog, mie mi se pare mai puțin, asta e posibil să fie destul de bine cunoscut printre amatorii de reportaj. Se numește Un sat se pregătește să moară. Este făcut prin vecini pe aici, pe aproape. De aia să-ți dai seama, da, pe lângă ce fel de lucruri trecem în fiecare zi fără să ne dăm seama și ce fel, și ce fel pot fi spuse poveștile astea. La numai 30 de kilometri de Focșani, capitala provinciei europene Vrancea, te prăbușești în timp un hău de secole când ajungi în satul Piscul Regiului. Un telefon mobil fără semnal este cel mai înalt semnal civilizației aici. Domnul Marin Pepene, un cioban de la câmpie, trecut de 40 de ani, tocmai și-a găsit de câteva zile nevastă de-a doua în sătucul din Munții Vrancei și a adus cu el acest extraordinar aparat pe care, din două în două minute, îl tot scoate din buzunar, formează un număr, îl duce la ureche. Nu aude nimic. Începe să scuture telefonul ca pe o cutiuță cu bondari când vrei să-i faci să bâzie. N-are semnal decât la floare, o liniuță, se scuză omului. Adică trebuie să stea fix în dreptul mușcatei din fereastra camerei din fața casei, în bătaia îngustă a semnalului, ca să poată vorbi la, la telefon.